Bună, sunt Mihai și voi știți că îmi plac foarte mult mie pisicile. Așa că m-am gândit să o citesc încă o carte despre pisici și uitați ce am eu. Astăzi am un vizitator la mine acasă, o pisicuță. Și așa că astăzi, pentru pisicuța Balon, m-am gândit să citesc această carte, Aventuri la Miau Motel. Dar și pentru voi să citesc această carte. Și acum, hai să începem să citim această carte. Capitolul 1. Sunt sute de pisici eroine. Eu sunt Tabita Catarina, Tabby Cat pe scurt, și ador pisicile. Cu toate ghemotoacele alea de păr pe care le scuipă și trăsnăile pe care le mai fac uneori. Pisicile sunt animalele mele preferate. Și am și eu o pisică, o himalaiană superbă pe nume Arlie. Primăvara trecută, părinții mei m-au pus la o decizie cu privire la vacanță. Mi-au zis că pot să-mi petrec vara cu ei pe un mare platou de filmare sau cu bunicii la fermă. Părinții mei sunt veterinari și se ocupă de animalele care apar în filme. Asta e serviciul lor. Nu am ales platoul de filmare. Nu aveau să fie pisici acolo, doar cai. Așa cum am hotărât să-mi petrec vara la bunicii mei, Kit și Tom. Ei sunt adevărați iubitori de pisici, la fel ca mine. De fapt, la fermă au și un motel pentru pisici, se numește Miau Motel. Deci când stau la el pot să lucrez să mă joc cu pisicile câte ziua de lungă. Ce norocoasă sunt! Totuși există o problemă, iar numele ei este Alfreda Wolf. E o fată de vârsta mea care locuiește lângă noi, mai exact la o fermă, la o fermă aflată în apropierea casei bunicilor. Vrea să fim prietene, dar uneori poate fi atât de enervantă. Vedeți voi, Alfreda adoră câini. Ceea ce e ok, doar că îi ridică mereu un slăv. Mereu își subestimează destul de mult pisicile. Într-o zi, luna trecută, a zis că nu există pisici eroine. Ca și cum toți câinii s-ar fi născut supereroi. Ba chiar a spus că și Marty, un motan foarte afectuos și curajos, nu era erou. Marty era unul dintre oaspeții de la Miau Motel în ziua aceea. Frida a zis că pisicile sunt prea egoiste ca să facă lucruri merețe, chiar și Marty. Ei bine, asta chiar m-a făcut să-mi scot ghearele la ea. Vă imaginați că a izbucnit o confruntare pisicească? Se întâmpla la mijlocul lunii iunie, într-o dimineață ploioasă și caldă. Eram în sufragerie cu Alfreda și bunica. Ne pregăteam pentru un număr de magie. Spectacol trebuia să înceapă la 4, chiar în camera aceea mare. Mulțime de oameni își anunțaseră prezenta. Era magician. Am chiar și un costum grozav. Pisicuța mea, Arlie, trebuia să mă ajute cu numărul de magie. Arlie este o pisică super liniștită. Nu se lasă intimidată de o cameră plină de străini. Știam că se va descurca de minune. Pictase deja cu negru interiorul cutiei magice. Unicul Tom o construise. O măsuță cu față de masă roșie, am pus 3 pahare cu susul în jos și sub unul dintre ele o bilă mică de metal. Hei, știu trucul ăsta, a zis Alfreda, care vopsea exteriorul cutiei magice. Arăți lui Ardi unde pui bila și acoperi cu un pahar. Apoi muți toate paharele, iar ea se uită la tine în timp ce faci asta, nu? Da, i-a răspuns. Arlie e chiar bună la trucul ăsta. Urmărește bila nu doar cu ochii, ci și cu urechile. Indiferent de câte ori mișc paharele, atunci când mă opresc, îl nimerește mereu pe cel sub care se află bila. Mulți când știu să facă trucul ăsta, mi-a tăiat-o Alfreda. Se descurcă super bine, mai ales dacă le pui ceva sub pahar. Câinii au mirosul mai fin decât pisicile.
Ai venit doar de 15 minute și deja îi ridici în slăf pe câini? Îmi venea să zic, dar m-am abținut. Bunica mea a aruncat o privire dojenitoare. Face des asta atunci când e Alfrida prin preajmă. David, comportă-te frumos. Suntem vecini. Asta vrea să zică. Fetelor, sunteți niște eroine pentru că ați reușit să organizați această strângere de fonduri. Sus bunica, stătea pe canapea și încosea un nasture de la costum. Ce mă bucură că toate fondurile strânse în urma acestui număr de magie vor fi donate adăpostului pentru pisici. Datorită vouă vor fi ajutate o mulțime de pisici abandonate. O, nu, eu nu sunt deloc eroina, a zis Alfrida. Până la urmă, a fost ideea lui Tabby Cat să organizăm strângerea de fonduri. Dar și tu ești de mare ajutor, a încurajat-o bunica. Datorită ție, cutia magică din care să dispară Arlie chiar pare magică. Ce bine arată steluțele alea! Mulțumesc, a răspuns Alfrida, radind de bucurie. Bunica avea dreptate. Alfrida e foarte talentată. Chiar aveam nevoie de priceperea ei pentru acest număr de magie. Doar că măcar azi n-aș fi vrut să-i aud poveștile despre câini. Bunica s-a ridicat și mi-a găsat costumul în cuier. Gata, zise. Tabita, curând o să sosească un nou oaspete la hotelul nostru. Un motan ragdoll pe nume Marty. Te rog să mă anunți când ajunge aici. Ok, am zis eu. Apoi bunica s-a îndreptat spre Miau Motel, care se afla în spatele casei. Am început să pregătesc o masă pentru vânzarea de bilete pe care am pus-o la ușa de intrare. Bea aștept să-l întâlnesc pe Marty, am spus eu. Alfrida a râs. Nu înțeleg, ce e o pisică ragdoll? Adică o păpușă de cârpă care arată ca o pisică, am scuturat din cap. Marty nu e o jucărie, i-am zis eu. Ragdoll este o rasă de pisici care pot să facă un truc special. Când le ții în brațe, devin extrem de moi și de maleabile. Exact ca niște păpuși de cârpă. De parcă li s-ar topi oasele. Alfrida a râs din nou. Glumești, nu-i așa? Nu, i-am zis eu. Ai răbdare și o să vezi. Am aranjat scaunele pe rânduri în celălalt capăt al camerei, în timp ce Alfrida continua să picteze steluțe pe cutia magică. Poate că suntem niște eroine, până la urmă, a zis ea. Dar știi cine sunt adevărații eroi? Mi-a dat ochii peste cap. Știam exact ce urma să spună. Câini, a continuat Alfrida. Sunt atât de mulți câini eroi pe lume. Salvează mereu pe oameni. Scot oamenii din incendii, îi salvează din ape adânci, îi găsesc când sunt furtuni de zăpadă, îi salvează de șerpi veninoși, de aligatori. Și asta nu era tot. Dar pisicile, a zis, adând din pensulă ca și cum ar fi fost o baghetă magică. Nu am auzit niciodată de pisici care să salveze oameni. Tu ai auzit? Pisicile nu fac lucruri merete. Și știi de ce? Pentru că sunt egoiste. Nu le pasă decât de ele. Nu e adevărat, am țipat eu. Sunt sute de pisici eroine. Mă pregăteam să-i fac o listă lungă cu astfel de pisici ca să-i demonstrez că se înșela. Dar eram atât de furioasă încât nu reușeam să găsesc nici măcar un exemplu. În acel moment s-a auzit soneria. M-am cruntat la Alfrida și m-am dus să deschid ușa, forțându-mă să zâmbesc. Bună dimineața, am zis unei femei cu o cușcă în mână, care părea foarte tristă. Bine ați venit la Miau Motel. Numele meu este Tabby. Intrați, vă rog. Vești proaste despre Joy. Capitolul 2. Femeia a intrat în sufragerie. Bună dimineața, mi-a zis. Sunt doamna Jackson. Veniți să-l aduc pe motanul nostru, Marty. Fara în mașină o așteptau un bărbat și o fată. Fata și-a acoperit fața cu mâinile și umerii, au început să-i tremure, semn că izbucnise în plâns. Sunteți bine? Am întrebat-o pe doamna Jackson.
Acum nu, dar curând totul va fi bine. Ne ducem la spital. Fiica noastră, Joy, va suferi o intervenție chirurgicală pe cord. Îmi pare rău să aud asta, i-am zis eu. Dar va fi bine după? O, da. Dar Joy este foarte tristă că Marty nu va veni cu ea la spital. Marty și Joy sunt cei mai buni prieteni. Da, din cap. Și pisica mea, Arlie, este prietena mea cea mai bună. M-am așezat în genunchi și m-am dat în cușca pe care o ținea în mână. Wow, am exclamat eu. Marty, ești superb! Mulțumesc, a răspuns doamna Jackson, zâmbindu-mi pentru prima dată. Este un motan foarte cu minte. Marty era un motan mare. Mare. Avea fața rotundă, ochii albaștri și mari și nasul roz. Blana lui lungă și pufoasă era albă, aproape complet. Avea doar câteva pete gri pe față, pe urechi și pe coadă. Citit o mulțime de lucruri despre piticile ragdoll, i-am zis. Adevărat că Marty pare că vi se topește în brațe? Da, așa este. Ce ciudat, a intervenit Alfreda din spatele meu. De ce fac așa? Nimeni nu știe, a răspuns doamna Jackson. Din acest motiv, pisicile ragdoll sunt foarte speciale. Sunele își pierd această abilitate când îmbătrânesc. Poți să-l țin în brațe? Am întrebat. Bineînțeles, mi-a răspuns doamna Jackson. Marty este foarte relaxat în preajma oamenilor, chiar și a străinilor. Dar mai întâi de toate, ai putea să-i spui, te rog, lui Kit că am ajuns și ne cam grăbim. Sigur, mă întorc îndată. Da buzna în bucătărie și am deschis ușa de lângă frigider, care ducea spre Miau Motel. Bunicii își transformaseră uriașa lor cameră de oaspeți într-un motel pentru pisici. Am deschis ușa doar puțin, pentru ca nicio pisică să nu se poată strecura pe acolo. Oaspeții de la Miau Motel trebuia să rămână mereu. Siguranța e pe primul loc. Bunicu, am strigat eu. A venit doamna Jackson cu Marty. Vin într-un minut, a răspuns ea. Dar să bag pisicile în compartimente. Compartimentele pisicilor de Miau Motel erau înșirate de-a lungul unui perete. Bunicul Tom le făcuse pe toate. Fiecare era un mic apartament cu 3 niveluri. Niciodată nu îi lăsam pe oaspeți afară dacă nu era cineva să-i supravegheze. M-a alergat spre sufragerie și nu mi-a venit să cred ce am văzut. Alfreda îl ținea în brațe pe Marty. Alfreda! Simți cum mi se ridică părul pe mâini de nervi, exact cum îi se zburlește blana unei pisici furioase. Eu voiam să-l țin prima brațe. E atât de greu, a zis Alfreda. Pisicile ragdoll sunt mari, a spus Ana Jackson, și sunt puternice. Și atât de moale, a adăugat Alfreda. Parcă nici n-ar avea oase. Traversa camera în fugă și mi-am trecut mâinile prin blana lui Marty. Atât de moale, când am îngăiat, am simțit cum mă liniștesc cu totul. Între timp a apărut și bunica. S-a dus la doamna Jackson și a îmbrățișat. Bună, Annie, i-a zis ea. Mi se pare bine că te văd. Sunt sigură că totul va decurge bine la spital. Nu-ți face griji în privința lui Marty. Vom avea mare grijă de el cât va fi aici la noi. Îți mulțumesc, i-a zis doamna Jackson. Sunt sigură că și lui Marty îi va fi greu fără Joy. Sunt nedespărțit, zi și noapte. Nu mă miră deloc, a zis bunica. Pisicile ragdoll sunt o companie minunată pentru copii. Să oferim lui Marty toată dragostea de care va avea nevoie, i-am promis eu. Îți mulțumesc, drăguță, mi-a zis doamna Jackson. Ne vedem câteva zile. Apoi l-a pupat pe Marty pe capșor și a plecat. Mă-i rândul meu să-l țin, i-am spus Alfredei. Sigur, te bichet, a zis ea și mi l-a pus în brațe. Oameni, a exclamat eu, chiar că ești un ragdoll mare și pufos și frumos pe deasupra. Alfreda a urmărit mașina familiei Jackson îndepărtându-se pe șosea. Știu pe Joy de la școală, a zis ea. Se cu una mai mică decât mine. Nu știam că e bolnavă. Mă întreb ce o avea. Nimai nu funcționează cum trebuie, i-a răspuns bunica. Bate prea repede. Să sperăm că operația o va ajuta.
Numai ce m-am gândit la asta și inima a început să-mi bată mai tare. Pare înfricoșător, a zis Alfreda. Ce păcat că Marty nu-i câine. Câine ar fi făcut-o pe Joy să se simtă mai bine. Nei pisici nu-i pasă dacă stăpânul e bolnav. Deschis gura și m-am încleștat degetele, simțind cum acestea mi se transformă în gheare. Vreau să țip la ea, nu e adevărat! De ce nu mă lasă în pace cu câinii ei și nu pleacă odată acasă? Sper că v-a plăcut ce v-am citit. Acesta a fost capitolul. Oricum, doar să știți că pisicile sunt animalele mele preferate, cum am spus și mai devreme. La fel și ale lui Tabby Cat. Mie mi-a plăcut mult această carte. Sper că v-a plăcut și vouă la fel de mult. Și să vă simțiți bine. Mua! Hei! V-am plăcut ce v-am citit astăzi. Dacă vreți să vedeți ce povești v-am pregătit, vă rog să vă abonați la canalul meu.